Weekendul recent încheiat a fost unul în care în județul Hunedoara s-au constatat înfăptuirea unor fapte penale de violență extremă. Unul dintre acestea s-a întâmplat în orașul Călan, unde un tânăr de 18 ani din localitate, în urma unui conflict spontan cu concubina sa de 19 ani, a agresat-o fizic, iar apoi a aruncat-o de la fereastra unui apartament situat la etajul 3. Tânăra, rănită grav, a fost transportată la spitalul din Hunedoara și mai apoi la o unitate medicală din Timișoara pentru îngrijiri. Ca urmare a apelului la numărul de urgență 112, în cel mai scurt timp la fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție care l-a identificat pe cel bănuit de comiterea acestei agresiuni. Vorbim chiar despre concubinul victimei, un tânăr în vârstă de 19 ani din orașul Călan. Tânăra respectivă se află în continuare internată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Tânărul bănuit de comiterea faptei a fost inițial reținut pentru 24 de ore și azi noapte arestat preventiv pentru 30 de zile sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de omor. În urma administrării probatoriului, în cursul nopții față de cel bănuit de comiterea acestei fapte, tânărul în vârstă de 19 ani, s-a luat măsura reținerii pentru 24 de ore. În cauză se continuă cercetările sub coordonarea parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara sub aspectul comiterii infracțiunii de tentativă la omor. Un alt hunedorean, un bărbat de 58 de ani din Brad, a fost arestat preventiv tot pentru 30 de zile și tot sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de omor, acesta fiind bănuit că în urma unei altercații la domiciliu și-a înjunghiat fiul în vârstă de 26 de ani. Și în acest caz dosarul a fost preluat de către parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara.